Sumbrele aventuri ale lui Billy și Mandy este un desen animat în care Billy și Mandy au capetele mai mari ca și corpul. Pentru cei care nu sunt familiari cu desenul, Billy și Mandy sunt doi copii din orașul Antsville. Într-o zi, când aceștia sărbătoreau a 10-a aniversare a hamsterului lui Billy, apare Negri, un fel de moarte. Acesta voia să ia viața hamsterului, dar spre uimirea lui, Billy și Mandy nu s-au prea speriat de el. Mandy refuză să-i dea hamsterul lui Negri și propune să joace un joc pentru sufletul lui. Dacă Negri câștiga, primea hamsterul și putea să ia inima. Dacă pierdea, trebuia să fie prietenul copiilor pentru eternitate. Și până la urmă a pierdut. Teoriile despre acest desen sunt destul de ciudate, având în vedere că am pierdut ceva timp în căutarea lor, am de gând să vi le prezint pe toate. Cele mai multe teorii spun că Negri este conștiința lui Mandy. Chestia asta nu prea este adevărată, deoarece Negri este considerat ca fiind o persoană reală și să vezi un scheletr pe stradă nu e atât de speriat, adică nu ești speriat dacă vezi un scheletr pe stradă. În schimb, o altă teorie spune că Negri este un mic pedofil sau orice persoană care nu ar trebui să stea pe lângă niște copii, care e camaratul lui Mandy ce înseamnă viața întunecată și în același timp este și dealerul care îi procură lui Billy tot fel de substanțe care explică comportamentul lui. În plus, părinții lui Mandy, în foarte multe episoade, parcă sunt îngrijorați de comportamentul lui Mandy și ei nu știu de Negri. Da, o teorie ciudată, la fel ca cea din unchi bunic. Eu am fost Robert, vă mulțumesc pentru vizualizare, nu uitați de like, share și subscribe și ne vedem data viitoare. Nu uitați, avem și o pagină de Facebook, este în descriere, puteți dați un like, postăm chestii interesante. Încă o dată, eu am fost Robert, la revedere!